dragii noștri, surpriză la tine acasă, eu Olesia Palali. Astăzi, la o oră matinală, ora 8:30, vrem să-l depistăm aici, la serviciu, domnul Tudor Hare, care este astăzi omageat și face o frumoasă vârstă în buchetul vieții. Și noi venim aici cu atâta drag și respect din partea unor oameni care vor din suflet să fie primii, cei mai matinali care îl felicită și îi aduc sincere felicitări astăzi cu o ocazie frumoasă și specială. Un om deosebit, un om drag sufletului multor oameni, de aceea merită toată atenția și tot respectul oamenilor dragi care stau cumva în spatele Dumnezeului, fiind coordonați chiar de El în perioadă foarte lungă de timp, fapt pentru care îi mulțumesc, fapt pentru care îți dă un exemplu în fața lor și fapt pentru care astăzi merită frumoasă felicitare prin intermediul surprizei la tine acasă. Haideți cu Vrem să ne laudăm, să știi toată lumea, suntem cei mai matinale astăzi și venim aici să vă felicităm cu atâta drag, cu o zi frumoasă și specială în buchetul vieții. Domn Tudor, am mare onoare și totodată mare bucurie, dar după o perioadă, nu țin minte, mă corectați dumneavoastră, 2 ani sau un an. De când tot aici ne-am întâlnit, așa, de când tot aici ne-am întâlnit, vreau să încep cu un compliment, arătați mai tânăr, mai frumos, mai mândru, cu toate că 2 ani deja au trecut așa ca vântul în viața dumneavoastră. Dar totodată acești 2 ani frumoși v-au adus câte o floare nouă în buchetul vieții. Deci noi venim aici iarăși cu o surpriză, ca și data trecută. Cu cele mai frumoase intenții, cele mai frumoase urări de bine, din partea cuiva sau din partea a mai multor oameni. Chiar nu am idee, dumneavoastră o să-mi spuneți singur, pentru că eu știu sufletul de om omageat atunci când are parte din momente frumoase făcute din partea cuiva drag, întotdeauna simte și vine ca un răspuns la întrebarea mea. Cum credeți dumneavoastră, cine atât de dimineață ne-a chemat aici să vă depistăm la serviciu sau să fugiți unde? Așa informația. Nu. Așa, cine? Fietele. Fietele. Da, nu, lăsați-l pe dumneavoastră, vă rugăm. Cei care e ca mizdrave, care sunt alături de mine, eu cred că și ceva de trece. Haideți să facem așa o mențiune frumoasă. Sunteți președintele cooperativei Consum O. Așa. Sunteți director a mai multor magazine, pe unde și unde activează mai mulți vânzători. Uitați-vă că acest grup frumos de vânzători, luați toți împreună, mi-au spus că aici într-o mai multe localități, s-au coordonat, s-au sunat, au luat legătura frumos, ca până la urmă să se găsească o persoană în fruntea acestor colective frumoase, acestui colectiv, mai bine zis, de vânzători frumos, să apeleze la echipă surpriză la tine acasă. Respect profund față de dumneavoastră, să ne trimită, cum am zis, la o oră matinală, să vă găsim aici la serviciu, că vă știu regimul dumneavoastră, care este întotdeauna pe fugite, ba aici, ba colea, căci aceasta vă este activitatea de mulți ani încoace și astăzi au vrut să vă găsească aici, să vă aducă niște emoții frumoase și să vă transmită cel mai sincer și plin de respect și drag față de un om deosebit și sufletist, cum s-a spus nou. La mulți ani din suflet, o să începem facem buchet din partea lor, din sufletul dumneavoastră, la mulți ani. Așa, aici la fel avem un prezent din partea lor, să vă uitați dumneavoastră despre ce este vorba. Dacă este sărbătoare, nu poate să lipsească torta de sărbătoare, la fel, cu o inscripție specială pentru dumneavoastră și, desigur, să vă prindă bine și acest coșuleț de fructe. Așa. Zic eu că nu suntem primii azi care să deschidă ușa acestui cabinet și în caz că n-ați reușit să o pregătiți, eu vă grijă să aveți. Așa. În primul rând, vă spun acest grup de oameni frumoși, de vânzători, la mulți ani. Vă urează din suflet multă sănătate. Cunoaștem faptul toți și mă repet în fiecare surpriză, are omul sănătate, prinde o lume întreagă. Cu gândul, cu sufletul, cu inima, cu brațele,
și cu puterea sa de om, care uneori pare a fi atât de puțin și putem să reușim să facem atât de multe. Să rămâneți întotdeauna un om cu chipul blând, un om cu suflet mare, cum vă cunosc ei, căci atâtea laude au venit din partea lor, subalternii dumneavoastră, pentru un director, fapt care bucură că mai avem oameni cu suflet mare și întotdeauna, atunci când stau undeva, cum zic eu întotdeauna, pe un scaun mai înalt puțin față de ceilalți care îl înconjoară, nu uită să fie om. Nu uită că sunt oamenii dragi alături, fără de care activitatea ar fi mai nevoioasă și fără de care ziua ar trece mai greu dacă nu ar avea suportul celor care stau în spate și împreună faceți serviciul pe care îl faceți. Noi vă dorim din suflet și noi putere, răbdare, dragoste de viață, dragoste de oameni. Să dea bunul Dumnezeu să ne mai întâlnim, uitați-vă cum și acum, peste 2 ani de zile, să vă văd sănătos, să vă văd în picioare, să vă văd la fel înconjurat de oameni dragi. Și uitați-vă că depistăm că aveți, dacă data trecută am zis de partea copilului dumneavoastră, de partea fiice, acum depistăm că aveți un cerc foarte mare de oameni dragi care vă iubesc și vă poartă respectul și sunteți om de exemplu în fața lor și eu zic că în sufletul dumneavoastră purtați-mă de el la mine. Să o purtați întotdeauna pe ce o meritați din plin. Asta am avut să vă spune, dacă aveți și dumneavoastră să spuneți ceva. Mulțumesc frumos că ați avut plăcerea să fiți azi la noi. Și mulțumesc tuturor colectivul nostru că avem o contribuție cu foarte puternic, un echip frumos, colectiv, tot pe oameni care știu, aș face meserie la locul voi, dar noi suntem un colectiv foarte unit. Și nu aș zice că n-aș vrea să mă laud, dar continuă să fim cel mai bune pentru Rai Ordea, dar noi mulțumesc frumos, mulțumesc clar că emoția asta care vine azi în partea colectivului, nu am așteptat, dar în orice caz, eu le-am spus că noi nu prea primim așa cadouri care vie, dar mulțumirea asta e plăcută, clar. Știți ce mi-am spus? Mai cer scuze că vă nu știu ce să-i facem sau bucurăm. Are tot. Și în viața asta am muncit într-atât să capite tot și să aibă parte de tot, absolut. Și gospodărie, și oameni dragi în cap de masă. Și cu ce am putea noi să bucurăm decât cu emoții de suflet făcute de bună dimineață? Eu sperăm de suflet că au reușit. Mulțumesc de suflet și să vă tot așa. Mulțumesc de suflet.